Acum am plăcerea să filmez în al treilea compartiment al crescătorii campionului Stoica George din Pietroșani, Prahova, în apropiere de Puchienii Mari. Compartimentul care găzduiește lotul porumbeilor de matcă, da, George? Da, da, da. Cum stai aici? Câte perechi ai? Am 18 cupluri acum, cam mulți. Cam mulți, nu? Cam mulți, o să trebuiască să... Câte serii de pui reproduci din ei în timpul anului? 3 serii în general, plus anul ăsta am oprit și pe a patra pentru că am avut un pic de emoții cu boala, cu... în sensul că mulți colegi au avut probleme cu porumbei și m-am gândit să nu cumva să le-au murit cam mult, dar n-am avut chiar nicio problemă. Să rămâi cu pui puțin, da, nu? Din contră am prea mulți, am vreo 70 de pui acum. Dar las că o să cu siguranță că o să mai faci cadouri după performanța ta de anul ăsta. Am deja. Sunt convins că mulți îți vor bătea la poartă. Este? Deja, da, trebuie să dau ceva cu niște prieteni. Super. Majoritatea porumbeilor tăi din lotul de matcă provin dintre zburătorii tăi de top sau ți-ai adus și de afară? Nu, sunt porumbei aduși în general. Am o singură femelă de femeia mea care mi-a zburat cel mai bine. În rest sunt porumbei cumpărați, aduși. E femeia de care vorbeai mai devreme, da, nu? Da, da. Care e? Ne poți arăta? Imediat. Deci asta s-a dovedit la tine o foarte bună zburătoare, nu? Da, da, da. 785, 241. Din ce an? 2015. Femela are record, locul 1 record județean, locul 3 național superas, locul 1 general palmares superas, pardon, locul 1 general palmares 2 ani și 3 ani, locul 1 superas. Și femeia a făcuse și record palmares 2 ani, dar am avut o problemă cu ceasul la o etapă din Nicolaev. L-am lăsat în ploaie și s-a stricat ceasul. Genial. Da, da, da. Și venise a doua de la Nicolaev, făcea iar 5.000 de kilometri al doilea an. Anul ăsta e primul an când ai băgat la matcă? Da, e primul an. Ai băgat să scoți din ea? Ce ai dat anul ăsta? Ce mascul? Am un mascul de Kraul Polman. Este albastru de la Bosco 12. Un porumbel care tot așa a dat, părinții lui a dat foarte buni porumbei de as, super as, da. Pont, ea a jucat foarte bine ponturile, are as pe un palmares 2 ani de zile, are 10 din 10 etape clasate la, super, la super. Fond. Super. Mi-a venit foarte bine la etapele de peste 700. Nu ai avut niciodată probleme cu ea cu oată, nu? Ba da, femeia de foarte multe ori au luat pe mașină, am angajat-o și pe mașină, dar are tot așa o vitalitate foarte bună și nu... Deci cred că din 5 fonduri, 3 mi-au luat pe mașină cât un nou, da. Da. Bălțatul acolo din ce l-ai? Hegeduș, este luat de la Hegeduș. Da, e original? Da, da, da. Frumos. Da, am de la domnul Vasile Bădin, am bălțat a femeia, e perechea lui, plus încă doi masculi. Hai, ți-ai adus porumbei cu sușe valoroase. Cât de cât. Sper să vedem ce... Cu sușe bune. Spune, în fiecare an îți schimb perechile de matcă sau? În general, da. În general, da, nu? În general, foarte rar las o pereche două, dar în general e cam... Și primăvara, George, când îți pui porumbei la pereche, după ce criterii stabilești perechile? 80%, să zic așa. 80% la mână. La mână, nu? Da, și pe digheu, dar... Mâna e mai importantă, nu? Am început să... Sau cel puțin așa cred că am început să mă pricep cât de cât. Aha. Și plus rezultate care... Și ce urmărești? Compensații fizice la mână? Da, da, da. Compensații, în general. Cum îți plac urmei? Mai mici, mai mari, ca tale? Da, e medie. Medie, nu? Da, da, da. Când pe câmpie se pretează destul de bine talia medie mică, e pentru, așa consider eu, pentru munte. Am jucat și pe munte până în 2014. Ai jucat, nu? Și cum se pare? Poți să faci o diferență între ruta de zbor pe munte și pe câmpia? Da, e mai ușor. Se placă mult mai greu, mai ușor porumbeii pe munte. Pe se munte, pierd mulți porumbeii. Dar rămâi cu porumbeii buni, într-adevăr.
Dar ți-e mai greu să faci un palmares 3 ani pe munte, de exemplu. E greu de fapt. Este? Da, da. N-am reușit, adică... Da. Zi, mai ai prieteni pe aici, Columbofil, de la care persoane mai în vârstă, poate, sau de la care m-ai învățat anumite chestiuni legate de tehnica împerecherii, a tratamentului? Da, 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 da. Nu știu, dar în vârstă, colești tineri. Mai tineri, nu? Da, da, da. Toți suntem, nu prea mai avem persoane în vârstă așa la noi la club. Deci mulți băieți tineri. 40 de ani, foarte da. Frumos, îmi place. O să... E uscat la tine aici, chiar dacă nu, da, nu e curățenie la zi făcută, dar e uscat, asta e important. Deja ai început să-ți gândești perechile pentru anul următor sau încă nu? În iarnă, când încep să vreo faci? Vreo 3-4 cupluri le-am făcut. Le-ai făcut deja, da, nu? Da, da. El este tatăl... Albastru? Da, are și lopana albă, la fel ca partea cealaltă, da. Ca fiul. Del Bar, porumbel de la Natural. Asta e direct original de la Natural? Direct de la Natural, da. Am un Del Bar, un Arden negru de acolo și o femelă de bambuie. Zic că ți-au mers, cum zic, la prima mână. La unii merg, la unii nu merg? Da, la Natural am văzut că merg cât de cât. Inclusiv acum pui, văd din Ardenul ăsta de tot de la Natural. Cam toate etapele pui din el, mi-a venit o femelă de la Cosmin Olteanu, o roșie, tot de maraton. Să vedem ce... Hai că o să faci treaba bună, că ești tânăr, ești pasionat, ești ambițios, nu? Încerc să... Sunt convins că o să mai trec pe aici pe la tine, mai ales că nu ești departe de DN1. Sper să... Și intru ușor la tine. Acum ți-am localizat locuința și... Da. O să-ți bat mai des la parte, da? Vă aștept. Felicitări încă o dată, George, pentru frumoasa pasiune. Știi că locul 1 național de la Donețiu e o performanță greu de obținut. Tu ai avut plăcerea asta să o atingi, să zic așa? Da. O să vezi și în anii următori. Sunt foarte mulți crescători de maraton din UCP care visează la o asemenea performanță. Sunt convins. Și îți doresc să faci o figură frumoasă și în anii următori. Să dea Dumnezeu. Baftă mult în continuare și să ne auzim sănătoși. Doamne. Sănătate multă, George, numai bine.